Salutare și bine v-am regăsit pe canalul Trips from Romania. În călătoria de astăzi vom merge la cetatea Devei, care va fi acolo sus undeva. Și o să dureze aproximativ 45 de minute, întrucât liftul care duce până sus este închis. Am mai găsit și o altă intrare către cetate. Nu este specificat cât timp o să facem până acolo, dar o să încercăm să mergem pe aici mai bine. Trebuie să urcăm niște trepte. Hai să vedem ce iese. Aici se poate lua și în stânga. Prin pădure, dar este un pic mai întortocheat traseul. Iar noi o să o luăm prin dreapta, pe aici, printr-un tunel. Ca și durata aproximativă o să fie 40 de minute. Cam așa arată traseul. E destul de interesant. Ajungem și la locul pe unde trece liftul. Cu liftul cred că am fi făcut aproximativ 10 minute până sus. Cam așa se vede. Și am ajuns un pic mai sus la intrare. Hai să vedem ce scrie aici. E un semn de interzis, dar mă gândesc că se poate intra, că e deschisă ușa. E specificat programul de vizitare. Hai să vedem. Hai să vedem, interesant. Na, hai să urcăm scările astea, începem pe aici. Să vedem. Hai să vedem ce e aici. Un fuișor. Da, e interesant aici asta de postești dacă vine o ploaie ceva. No, bine, hai înapoi să vedem pe scări. Până sus. Tura trecută când am fost, a fost mai simplu, că am fost direct cu liftul, dar acum e mult mai interesant. E și destul de greu să urc scările astea. Dar merită, pentru peisajul pe care o să-l vedem, chiar merită.
ultima porțiune. Scările de lemn acum. Atenție la vipere. Vara, într-adevăr, s-ar putea să fie vipere, pentru că stau la soare să se încălzească. Și am ajuns sus. Cam asta este priveliștea. Sper să se audă ok, că bat un pic vântul. Jos se poate vedea Deva. Așa arată cetatea. Mai avem un pic până sus. Ce a fost greu a trecut. Mai sunt câteva scări și ajungem sus de tot. De lemn de trecut, podul de lemn și porta cezară. Nu avem aici o descriere. Aici este partea mobilă a podului. Se observă și lanțurile care trăgeau de partea mobilă și închideau zona. Nu este foarte multă lume în perioada asta. Este iarnă, destul de frig, dar vremea e destul de bună ca să putem să facem o filmare. Trebuie să ajungem printre ziduri pe aici, să putem intra pe undeva, să vedem pe unde e intrarea. Avem și steagul României. După cum se vede, vântul este destul de puternic. Hai să vedem dacă auziți și voi sunetul steagului de la vânt. Trebuie să găsim intrarea, să ajungem sus de tot. Să vă spun două cuvinte despre cetatea Devei. A fost construită în secolul 13 pe dealul Devei, pe un con vulcanic cu o înălțime de 373 de metri. Hai să vedem pe unde putem să ajungem sus de tot acolo.
Asta ar trebui să fie intrarea, dar am impresia că este închisă, da. Așa se vede, dacă se vede. Da. Din păcate nu mai putem intra, că este ușa închisă. Asta a fost vizita la cetatea Devei. Se poate ajunge și cu mașina până sus aici. Sunt mai multe trase cu mașina și se ajunge direct la intrare. Sau se poate merge pe un traseu prin pădure. Noi l-am ales pe acesta din pădure, că ni s-a părut mai interesant. Este o destinație frumoasă pentru cei care vor să vină la Deva să viziteze. Se poate ajunge și cu liftul, probabil în timpul sezonului cald. Funcționează și bănesc că funcționează doar atunci. Se poate ajunge și pe jos. Cred că varianta din urmă este mai bună, pentru că peisajul este foarte frumos. Și timpul de urcare până la cetate este aproximativ 25 de minute.